Bine ați venit, săgetătorilor, la o etalare romantică. Este acum, pe 14 mai. Cei care doresc să știe pe 14 mai, astăzi, puteți să începeți orice tip de activitate. Fie cumpărați ceva, fie începeți o afacere, fie vindeți ceva, orice este de bun augur. Mai multe relații le aveți sub acest video. Dacă doriți, vă rog să vă înscrieți pe vlog. Este exact așa cum o spun, pentru că acolo aveți foarte multe secrete interzise pe care nu le pot da pe YouTube. Și ne vedem acolo mai normal. Forgiving and learning. Wow! Wow, săgetătorilor! Deci deja am început. Mai vreau una. Pentru săgetători, cei care au e-mailul de la mine cu mâinile, astăzi vă puteți activa norocul care este de fapt în leu pentru voi, casa noua, și relațiile în gemeni. Relațiile. Relațiile. Deci, săgetătorii ascund ceva. Ceea ce simt eu aici este că voi ascundeți ceva. De ce? Posibil să fi fost, exact asta mă gândeam, o relație din trecut, care de fapt nu a existat absolut nimic între voi doi. Dar este o relație dintr-o viață anterioară, ceva la care ai fost atrasă, pasiune. Și în momentul în care ai avut chiar un schimb de cuvinte sau poate o atitudine la care, haideți să zicem, ați fost, n-ar spune un pic mai, da, o spun, se simțea în cuvintele voastre sau în atitudinea voastră aroganță. Nu din partea persoanei respective, ci din partea voastră. Este ca și cum voi încercați să treceți peste ceva. Voi sunteți cei care aveți un bagaj extrem de mare de ceva la care nu v-ați vindecat. Pentru că pasiunea există și ceea ce aș întreba eu este, întrebarea vine cu de ce? De ce nu dorești să activezi acel ceva? Deci dacă te gândești la o persoană anume, dacă nu poți să ierți persoana respectivă, dacă nu poți să acționezi într-un fel, pasiunea pe care o simți pentru această persoană nu o vei mai avea niciodată cât vei trăi. De ce? Pentru că aceste cărți este un fel de arcana major acestei ce ți arată aici. Este un fel de a te trezi la realitate și de a-ți spune că, sincer, dacă pierzi persoana asta, nu știu de ce ai venit pe o etalare romantică. Pentru că este persoana cu care ai mai fost într-o altă viață, este o persoană la care n-ai putut să-ți explici câtă pasiune puteai să ai pentru persoana respectivă, dar în momentul în care te încurci în niște detalii sau te încurci în ceva în care poate ai auzit sau poate ți s-a spus, este felul de a spune iartă sau treci, vindecă-te tu pentru ceva, pentru că ceea ce simți este real și că ceea ce simți este adevărat. Dar asta depinde de fiecare dintre voi. Este ca și cum ești pus într-o încurcătură. Să dau telefon acelei persoane, să nu intru în comunicare cu persoana respectivă, dar cred că cineva sau spusele cuiva te-a făcut să renunți la acea persoană sau poate te-a inhibat foarte mult în a intra în această energie, pentru că energia pe care o ai aici este o energie extrem de frumoasă, deci n-aș putea să văd de ce ai încercat să schimbi ceva, dar ceea ce ți se arată este de fapt realitatea. Este ceva la care ar trebui să te gândești foarte bine, pentru că
Nu cred că mai ai o altă șansă aici. Poate pentru unii, dar ceea ce văd eu aici este ceva unic. Lasă-ți inima să simtă acea bucurie, bucuria de a fi îndrăgostit, îndrăgostită, bucuria de a lua totul. Tu, și uite, vrei ca să mai scoatem încă două. Ok, mai scoatem încă două. Șase de bâte. Nu îți poate ieși din cap persoana respectivă. Și știi lucrul acesta. Pentru că iubești persoana respectivă. Deci nu poți, efectiv nu poți. Vreau să vi-l arăt pe Cupidon, dar cred camera mea nu vrea să... Deci, efectiv, n-ai să poți. Nu poți să îți iei gândul de la persoana respectivă. Oricât de mult ți-ai dori. E un fel de a spune, este geamănul tău. Nu știi ce vrei. Nu știi ce vrei, pur și simplu. Dar știi, ești fer convins, convinsă că persoana respectivă este persoana la care ai o conexiune. 5 de bâte. E un fel de concurență între voi. Nu este o ceartă aici, este o concurență. Da, dar vezi, uite, pentru că este a ta, tu niciodată nu te-ai implicat. Deci e un fel de... Ai aruncat pur și simplu cu o vorbă sau ai crezut că ești în concurență cu persoana respectivă, pentru că aveți și diavolul. Dar nu este o concurență. Nu este nimic de a face, nu are nimic de a face cu acest lucru. Iar acest șase de monede, vedeți voi dacă persoana cealaltă, deci nu pentru că voi ține cu persoana cealaltă, dar astea sunt energiile voastre, este talarea voastră mai întâi de toate. Șasele acesta de monede, în momentul în care voi, persoana cealaltă a depus mai mult efort, voi încă nu ați depus acel efort în aceeași măsură. E un fel de a-ți ascunde într-un fel pasiunea față de acea persoană. Deci ai gânduri care îți imaginezi, te duce să vezi într-un fel... o imaginație bogată în ceea ce vrei tu de la persoana respectivă, dar în același moment îți arată de fapt că nu numai imaginația, ci tot ce este aici efectiv te schimbă pe tine. Este ca și cum ai avea un telefon, să-i zicem, și acel telefon efectiv îți pune sângele în mișcare. Oricât ai încercat să te protejezi, oricât ai încercat și șase de... Nu, oricât ai încercat în fața acestei energii, voi pune mai aproape de... În fața acestei energii pe care o ai aici, nu se poate. Este o energie reală. Posibil să fie o energie de pământ. Încă o dată, nu uitați că sunteți o treime. Cei care sunt unici și au toți pe ascendent, dar și ca zodie. Haideți să vedem ce avem aici. Soarele și 8 de bute. Deci spuneam eu că astăzi, 14 mai, este soarele în exaltare. Dar vedeți-vă aici că soarele chiar este. Energia aceea vine și vă trăsnește. Cu optul acesta de bute. Și în momentul în care apare acel telefon, efectiv vă dați seama că de fapt poate a fost un telefon spontan, poate a fost ceva, o informație ca informație, dar de fapt vouă vi se declanșează cu totul altceva. Este foarte interesant. Este extrem, extrem. Ceea ce vă declanșează este acest lucru. Deci am să... Vedeți voi ce declanșează? Declanșează acel telefon, de fapt, declanșează pasiune. Și este energia soarelui.
Este la cel mai înalt grad. Deci, este ca și cum există o magie a vibrației persoanei respective. În momentul în care vă sună, chiar dacă v-ați eschivat, chiar dacă v-ați dat la o parte din orice, să zicem, din telefon, de oriunde, în momentul în care ați fost contactat, contactată, se schimbă ceva. Haideți să vedem pentru voi clarificarea voastră. Ia musame! 10 de monede, 6 de spade pe care îl aveți aici, puterea, Doamne, cât vă abțineți? Deci vă abțineți enorm de mult. Știți că asta vă doriți și este împlinirea voastră. 6 de spade. Știți că puteți într-adevăr să tranzitați în această energie. Este ca și cum vă apărați în continuu. Aici aveți puterea. Deci puteți să treceți prin orice. Care este problema? Și vedeți leul? Norocul. Care este problema? Iar aici aveți asul. Un nou început. Se activează un nou început. Foarte pasional. 5 de bâte. Ce vrea să-mi spună pentru voi 5 de bâte? 5 de spade. 5 de spade. Nu mai stați prea mult la... Să zicem, să schimbați prea multe vorbe. Eu zic că posibil aici să fi fost o conversație cu cineva despre persoana respectivă și a fost o conversație care nu a fost binevenită din partea altei persoane, o a treia persoană. Posibil din familia voastră, posibil din anturajul vostru, pentru care de-a face cu bâte și semnul vostru de foc este legat de bâte. Dar cinciul acesta de spade îți spune că în momentul în care posibil cealaltă persoană să te fi scos afară din viață, să nu fi avut niciun tip de comunicare cu spadele, te-a deranjat foarte mult. Te-a enervat. Dar nu ai avut curajul, nici tu la rândul tău, să dai un semn de viață. Cealaltă persoană. 4 de spade. Este în tăcere. Cealaltă persoană e un fel de a intrat în echilibru. În dezechilibru, cred că ești tu. 4 de cupe. Da, și-a dat seama că nu răspunzi la ceea ce ți-a oferit. Și te-a tăiat de pe contacte. Deci, în momentul în care ți-a spus ceva, pur și simplu ți-a spus, a spus, nu-ți mai dau telefon și gata, s-a rupt. Și de-a enervat că, cum adică m-am obișnuit să-mi trimiți mesaje sau să mă suni? E foarte amuzant. Pentru că persoana respectivă știe cum să intre în echilibru și ți-a dat lecția, pur și simplu ți-a dat o lecție, deci, a răbdării, răbdare. Încearcă să-ți găsești tu echilibrul cu tine. Asta vrea să-ți spun. Persoana cealaltă. Vedeți ce diferență este între energia voastră și energia persoanei celelalte? Voi 5 de spade și persoana cealaltă steaua. Efectiv! Nu știți ce vreți. Spada de aici de jos este de fapt, aceste două care se văd aici, este de fapt, nu vreau să comunic, dar vreau să comunic. Iar steaua este o speranță
a persoanei respective în a înțelege însemnătatea. Deci, efectiv, persoana cealaltă poate nu mai este interesată de voi, în măsura în care voi ați înțeles-o sau ați înțeles-o greșit. De ce? Pentru că și-a luat lecția. Și a fost un pic cam dur cu voi, dar în momentul în care, chiar dacă va comunica cu voi, va fi pur și simplu o informație. Și în momentul în care se declanșează acea convorbire, de fapt, la voi se declanșează ceva cu totul diferit. Și respectați persoana cealaltă. Și știți că este cineva la care nu puteți să treceți peste, pentru că simțiți că este o energie superioară și știți că este ceva legat de destin. Aveți soarele, oameni buni. Soarele are de-a face cu o persoană pe care nu puteți efectiv să treceți peste. Nu puteți să o, să o lăsați în urmă. E un fel de... Vă gândiți în continuu la persoana respectivă. Haideți să vedem cealaltă persoană ce vrea să ne spună. Sufletul pereche la persoana la care vă gândiți. Poate fi rac, dar poate fi și o persoană care știe să învingă. Sunteți total diferiți caracter, calul alb și calul negru, dar va trebui să înțelegeți că, într-adevăr, are o energie a conducătorului, are o energie care, atunci când știe ce vrea, merge, dar merge până la un punct, merge cu cei care, într-adevăr, posibil să vă întâlniți față în față. 8 de monede. O emoție extraordinară, o emoție extrem, dar știți, e ceva la care nu s-a așteptat. Și o persoană care pur și simplu vă protejează sau, mai bine zis, a încercat fără să intre prea mult în viața personală, în viața voastră personală, de a vă ajuta sub orice formă. Pentru că deja le-am amestecat, am să încerc să văd care este la sfârșitul acestei lume. Fie este o persoană mult mai departe de tine, fie este o persoană care tu ai crezut că s-a închis acest subiect. Dar vezi tu, optul acesta de cupe nu s-a închis subiectul respectiv. Ai crezut tu că se închide, dar pentru tine nu se închide și nici din partea celelalte persoane. Pajul acesta de cupe, ai așteptat, este pentru tine de fapt, chiar dacă a fost un, să zicem, o noutate, ceva, pentru tine... Are o însemnătate foarte mare în dragoste. Iar șasele acesta de cupe este ceva la care te-ai așteptat, ai încercat. Și asta este destin. Destin. Deci, este cineva cu energie extrem de puternică, ceva pur, suflet, un suflet pur, care te învață pur și simplu să călătorești, care te învață pur și simplu să revii, să fii tu în adevăratul tău sens. Este ca și cum te-aș vedea că porți o mască și în momentul în care vine lumea Saturn, te dă cu fundul de pământ. Îți arată de fapt care este realitatea. Haideți să vedem atunci care este claritatea acestei persoane aici. Ce avem de clarificat? Carul și steaua. Vedeți? Poate fi un vărsător sau poate fi într-adevăr cineva care a avut într-adevăr o speranță pentru voi. Dar persoana respectivă este o persoană învingătoare. Este ca și cum s-ar fi concentrat în momentul în care voi ați dat la o parte persoana respectivă, s-a concentrat pe un ceva mult mai mult, poate pe muncă, ceva la care a devenit un învingător. Ca și cum s-a dus energia de acolo în altă parte. Și atenția! 3 de cupe.
Pajul de cupe. Întotdeauna s-a purtat cu voi și v-a dat acel mesaj. Ați știut că persoana respectivă vă îndrăgește. 9 de monede. 8 de monede. 7 de monede. Bine să râd pentru că iarăși îl văd pe 2 de cupe și m-a... Am vorbit un pic mai înainte de rac, deci e posibil să fie un rac sau să posibil să fie cineva din... Deci să aibă soarele, luna sau ascendentul în rac, pentru că aici îl aveți iarăși. Carul respectiv reprezintă iarăși la fel aceeași energie. Încercați din toate puterile să... Dar persoana respectivă, să știți că a încercat foarte mult. A lucrat foarte mult în a intra în relație cu voi. Și știți, sunteți ferm convinși ambii că sunteți suflete pereche. Deci persoana respectivă are o conexiune mult mai aparte decât tine și știe, a simțit. Problema ești tu. Încearcă să-și găsească într-un fel echilibrul. Wow! Este regina de bâte! Oh! Deci dacă tu ești regele de bâte, atunci nu există, nu are cum să existe o, cineva, altcineva care să semene aceste persoane. Pasiunea pe care o denotă această regină este ceea ce vedeți voi aici. Deci este exact aceeași imagine. Pentru că această regină știe cum, știe energia, vibrația reginei respective, fie că ești bărbat sau femeie, știi cum să te comporți în această situație. Haideți să vedem pentru voi. Voi ca energie. Justiția. Aveți un bagaj enorm din ceva din trecut, exact cum aveți aici. Deci este cazul să uitați sau să iertați ceva la care vi s-a întâmplat în trecut. Nu este din partea acestei persoane. Sau poate simțiți ceva, o îndepărtare sau o rejecție, să zicem, din partea acelei persoane. Deci nu este bine să aveți această energie, pentru că cei care suferă sunteți voi. Nu este persoana cealaltă. Voi sunteți cei care suferiți. Zecele acesta de spade, asta îmi spune. Voi sunteți cei care suferiți și voi sunteți cei care, de fapt, încercați să aflați mult mai multe detalii despre persoana respectivă. Voi sunteți cei, iarăși au venit la voi. Deci am avut dreptate atunci când am spus, dar voi sunteți emoțional, sunteți ambii. Deci ați intrat pe aceeași energie. Asta este cartea voastră clarificare. Asta este cartea persoanei respective. Vedeți că voi aici aveți iarăși 6 de monede? Voi sunteți cei care nu ați dat importanță emoțiilor și ați încercat să le opriți sub orice formă? Ați încercat să le pur și simplu să fugiți de la această energie? Dar știți că este sufletul pereche. Deci, efectiv, vă impuneți acest lucru. Vreau o clarificare aici. Unul de monede. Vă doriți un început real. Dar asta înseamnă, într-adevăr, să acționați. Să vedem cum veți acționa. Asta este problema. Dacă veți acționa. Nu lăsați să pierdeți printre degete o așa persoană. Vedeți ce se întoarce? Ego. Ego, împăratul. O încăpățânare, un ego atât de... Cum eu? Eu să... Dar uitați-vă foarte bine ce sunteți ca energie. Pentru că vă place să fiți iubiți. Vă place să fiți voi. Ce energie frumoasă aveți în spatele acestei imagini. Pentru că este ceva extraordinar de frumos.
Săgetătorilor, cred că ar fi cazul să vă gândiți foarte bine ce doriți, pentru că pajul acesta este o întâlnire față în față cu această persoană și ia uitați ce aveți la bază, soarele. Este destinat, vă schimbați pur și simplu sufletul, inima, este destinat, e posibil să fie și un semn de pământ, este destinat să fiți împreună. V-ați căutat, iepurașul acela vă spune că v-ați căutat pur și simplu. Iar voi nu sunteți împliniți emoționali. Știți despre ce spun. Vă mulțumesc din toată inima, la revedere, încercați să meditați astăzi. V-am pus în detalii mantre care le puteți asculta. Încercați să faceți ceva care să vă aducă prosperitate și vă puteți înscrie pe vlogul meu, unde sunt mici secrete adevărat experimentate. Mulțumesc, la revedere!